Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la Capăt. Alături de noi în această seară la Nova TV, primarul municipiului Brașov, Alen Coliban, acum candidat din partea Alianței Dreapta Unită, respectiv Uniți pentru Brașov, că este o altă alianță pentru municipiul Brașov. Bună seara și bun venit! Bună seara! Aș mai adăuga la statutul de primar și de candidat și faptul că sunteți miza unei generații care crede în schimbare și a unui alt fel de a face politică. Eu am ținut minte cele zise în urmă cu niște ani. Ați adăugat la presiune un pic, dar de asta sunt aici. Bun. Un sprint la deal cu șireturile legate. Greutare. Da, am avut un dialog care a fost surprins de camera de luat vederi și chiar se potrivește această metaforă, această comparație cu ce a însemnat... din timpul în care ați făcut sport de performanță. Exact, pentru că de obicei la alergarea montană, startul se dă la deal. Tocmai pentru a exista o diferențiere foarte clară, o separare între echipele care sunt cele mai bine antrenate și celelalte care participă doar de dragul participării. Ori sprintul acesta la deal, cu care cumva m-am antrenat în lumea sportului, în lumea politică a însemnat o perioadă de 3 ani și jumătate în care a trebuit să folosesc toate modalitățile democratice pe care le-am la dispoziție pentru a convinge o majoritate a Consiliului Local să treacă anumite proiecte importante pentru comunitate. S-a întâmplat în situații precum regulamentul de construcții pe dealuri, unde surprinzător inițial majoritatea nu a votat. Dar în final ați reușit. În final am reușit. S-a întâmplat în situația programului de masă caldă în școli și multe, multe altele. Chiar un proiect foarte, foarte contestat de comunitate, cel legat de drumul forestier Gorița, a avut nevoie de câteva reveniri în ședințe de Consiliu pentru a putea fi închis. Deci aceste șireturi legate, ce înseamnă de fapt o majoritate ostilă? Înseamnă o majoritate ostilă, înseamnă o anumită atitudine a unei părți din ce ține de administrația publică, fie că ne referim la aparatul executiv din primărie, fie că ne referim la alte instituții. Pentru că a existat o schimbare și e importantă schimbarea asta. Se spune că atunci când predici un înalt nivel moral și vorbești despre corectitudine, vor fi unii care să-ți arate că mori predicând acea corectitudine, că dacă vrei să faci toate lucrurile corect, aproape că nu se poate. Ei bine, ni se întâmplă și avem astfel de exemple în felul în care anumite instituții cu rol de control se raportează la realitatea de astăzi din municipiu. Am avut situații în care recepția unor lucrări finalizate a durat foarte mult la nivelul acesta birocratic, deci n-a trebuit să mai facem... Și a fost de vină birocrația sau chiar a fost un sabotaj? Au existat și există întotdeauna normative care acoperă aceste solicitări și această birocrație excesivă. Din ce mă uit și pe la alte municipalități, pare că există o exagerare totuși în cazul municipiului. Adică am avut și am dialog cu primari de la alte partide, primari care au mai multă experiență și îi întreb, voi cum faceți? Pentru că m-am trezit, caz de Kafka, de absurd, m-am trezit cu plângere penală că am plantat niște arbori în aliniament când am făcut renovarea de pe Iuliu Maniu. Și am întrebat pe alți primari și mi-au zis, își bat joc de dumneavoastră. Adică... E o strategie de intimidare. Poți avea dosar penal și că ai tăiat arborii. Și uneori e bine că există genul acesta de sperietoare, pentru că e important să avem grijă de mediul natural. Ce cred că s-a întâmplat? Cred că au fost oameni care au sperat la o revenire la ce a fost în trecut. Și cred că votul din 9 iunie este foarte important și din punctul acesta de vedere. Au sperat și speră încă, pentru că probabil au pierdut niște privilegii. Da. Poate speră legitim. Ați nu? Pus-o mai putem, bine decât mine. Putem înțelege. Pe de altă parte, o reformă reală a aparatului administrativ se face prin regândirea organigramei și prin reașezarea rolurilor din compartimentele primăriei și totodată a numărului de inspectori. Pentru că avem situații în care servicii din primărie consider că sunt subdimensionate, mult subdimensionate, și avem și situații în care activitatea ar putea fi regândită și reașezată. Și
Organigrama faimoasă, nu? Organigrama n-a trecut nici încă măcar nu a trecut. Deci când spuneți și returi legate, vă referiți la o majoritate ostilă, dar și la birocrație și la instituții ale statului care nu par foarte zglobi în a rezolva niște situații, de fapt. Și mai este un aspect, un nivel, cel legat de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local. Pentru că de mai bine de 6 luni suntem blocați cu concursurile de angajare la nivel de management. E necesară o adaptare legislativă, o tehnicalitate, dar pe care Consiliul Local nu o votează. Avem situația arealului care, din păcate, pare a fi dus către groapă forțat de către majoritatea din Consiliul Local, nevotând o grămadă de măsuri pe care le-am dispus, inclusiv preluarea patrimoniului municipiului în directa administrare a primăriei. Sunt lucruri care afectează și patrimoniul și istoria, dar și performanța pe care administrativul local o are. Vorbeam de faptul că sunteți miza unei generații și a unui alt fel de a face politică, dar vorbeați și de aceste dosare penale și de o luptă politică ce degenerează la a face dosare penale adversarilor. În acest moment e important pentru dumneavoastră să ne spuneți care este statutul vis-a-vis de ceea ce vi s-a întâmplat în acest răstimp. Aveți dosare, aveți statut de suspect, de inculpat, de... ca să lămurim cum stau lucrurile. Cum v-ați aliniat la start, la startul campaniei electorale? Cu siguranță, orice primar, mai ales de municipiu mare, poate fi, este expus din perspectiva aceasta. Pentru că există codul penal care prevede abuzul în serviciu, prevede traficul de influență. Sunt câteva linii care sunt de obicei motiv pentru plângeri și sesizări. Și vulnerabilitatea, spune că uneori e ușor să păcătuiești. În situația mea nu mi-a fost adusă la cunoștință nicio calitate de inculpat, suspect și așa mai departe. În regulă, ca dar să lămurim. Există situații la care am și făcut trimitere, de pildă o plângere penală împotriva mea și a unor colegi că am plantat acei arbori. Evident, este rolul justiției să întreprindă toate cercetările necesare și este rolul justiției să clarifice aceste aspecte. Și dintr-o perspectivă a separării puterilor în stat, un principiu foarte important în democrație, evit să comentez sau să merg foarte adânc în a comenta acțiuni sau decizii ale justiției. Mi-am exprimat în anumite situații o părere personală pe care pot să o și argumentez, dar în cazul de față cred că e important să clarificăm, e rolul justiției să se ocupe de aceste lucruri. În care credeți în continuare că partidul dumneavoastră, formațiunea dumneavoastră politică a defilat cumva cu aceste deziderate? O Românie puternică are nevoie de o justiție puternică, are nevoie de o justiție independentă, are nevoie să curețe și să transparentizeze tot ceea ce ține de puterile statului. Așa cum puterea politică este foarte, foarte atent monitorizată, depunem declarații de avere, se monitorizează până la nu știu ce grad de rudenie, n-ai voie să ai angajați, colaboratori și așa mai departe, și e normal să existe asta, mai ales într-o țară cu o cultură rămasă din comunism, o cultură a nepotismului. Este esențial să începem să facem curățenie în fiecare strat al societății, fiecare strat care ține de banul public și de o putere a statului. Ei bine, e importantă independența justiției și am mers în stradă, am înghețat pentru asta, am luptat și în Parlament pentru asta. Cred că justiția trebuie să fie susținută și trebuie să fie independentă. Pe de altă parte, așa ca în orice domeniu, ai politicieni buni și corecți și ai politicieni despre care se scrie foarte mult, se scriu tone de hârtie despre fapte de corupție. Cred că la fel este în fiecare domeniu, pentru că toți suntem parte aceleiași societăți, avem același bagaj de educație și avem cam aceleași mentalități. Și atunci este necesar, prin mecanisme ale statului, aceste lucruri să ajungă să fie curate. Deci credeți în continuare într-o justiție, în justiție, da, și în necesitatea unei justiții puternice pentru o Românie modernă, pentru o Românie reformată. Nu v-ați schimbat credința, chiar dacă unii dintre colegii dumneavoastră au avut sau au de suferit deja, pentru că, iată, această practică îi ajunge. Această practică, spuneam, a denunțurilor, a dosarelor penale, câteodată fabricate. Deci, vedeți ce s-a întâmplat cu Flavia Boghiu.
partenerul dumneavoastră de încredere, camaradul de cursă lungă în primărie. Da, dar, repet, este rolul justiției să clarifice aceste aspecte, iar ca o notă personală am susținut mereu și am tot suportul Flaviei, pentru că o consider nu doar nevinovată, ci victima a unui caz politic. Să sperăm că se va lămuri această situație cât mai curând și probabil după campanie unele lucruri se mai limpezesc. Revenind la faptul că 3 ani și jumătate, iată, au trecut de când ați preluat mandatul de primar al municipiului Brașov, ați avut o cursă cu obstacole. Acum e campanie, este un bruiaj, toată lumea arată spre toată lumea, sunteți primarul în funcție și probabil cei mai mulți arată spre dumneavoastră. În plus, trebuie să și munciți în acest răstimp, mergeți la serviciu, chiar acum ați venit de la o întâlnire pentru Brașov, da? Și să vă și apărați. Trebuie să arătați de ce sunteți mai bun, de ce vreți să continuați, să vă apărați. Și să mai și munciți. Cred cum vă descurcați? Misiunea pe care o am e una, în primul rând, onorantă. E o onoare să fiu reprezentantul comunității și să pot să spun că am dezvoltat proiecte și că am lăsat lucruri, că avem realizări, chiar și în acest interval scurt de 3 ani și jumătate. A fost o cursă cu obstacole, dar o cursă care la finish are destule premii, destule medalii. Încă nici nu e finish-ul, de fapt, e doar competiția de dinainte a finish-ului. Și într-o logică normală a lucrurilor, fiecare primar e evaluat pentru 4 ani de mandat. Da. Ei bine, iată că la nivel guvernamental, partidul Comasat a decis să fim evaluați cu 6 luni înainte de a ne finaliza mandatul. Evaluăm la 3 ani și jumătate. Este ok, pentru că există multe, multe lucruri care s-au întâmplat deja și care sunt vizibile. Am preluat Brașovul, l-am preluat cu foarte puține șantiere deschise. Asta pentru că tot aud un refren care este repetat la nivel politic, că sunt de fapt proiectele altcuiva. Șantiere deschise în 2020, la finalul 2020, erau vreo 2. Era o sală de sport și era o creșă care se aflau în șantier. Dacă e să numărăm acum șantierele, vedem că sunt foarte multe, sunt undeva la 10. Avem sala polivalentă, avem nou garaj pentru transportul public. Intră și am semnat ordinul de începere pentru pistele de biciclete, pentru skateparkul de sub podul Fartec. Avem parcul fotovoltaic care deja e la 20% din instalarea panourilor. Sunt lucruri care se întâmplă, care sunt vizibile și care se adaugă la ceea ce am reușit deja să finalizez. Respectiv, încă o creșă, o grădiniță, un corp nou de școală la școala 30. Sunt elemente importante, 2 parcuri care acum îmbogățesc ceea ce are municipiul oferit, zona de parcuri public, oferta de parcuri publice a municipiului, unul în cartierul Astra, unul în Răcădău la Iepure. Sunt foarte multe elemente care respectă promisiunile pe care le-am făcut în urmă cu 4 ani de zile. Acele promisiuni sunt linia directoare pentru tot ce am făcut în acești ani și totodată planul pentru anii următori. Și mi-ar plăcea foarte mult campania aceasta electorală în care trebuie să convingem oamenii să ne voteze pentru că le garantăm un viitor mai bun. Campania asta să fie despre ce vrem să facem pentru Brașov. Văd că cu ce garantăm că putem face, exact. Ce anume ne recomandă, că doar nu vocea și talentul, ci niște competențe, niște abilități, pare niște performanțe. Că ar trebui să fie o alegere simplă, pentru că avem principalii 2 candidați care au deja o experiență. Într-o tabără vorbim de peste 16-20 de ani de experiență în administrație, în cazul meu sunt 3 ani și jumătate în primărie. Vorbim despre niște rezultate și ar trebui să comparăm întotdeauna mere cu mere, pere cu pere. Dacă ne uităm la câte proiecte au fost inițiate, sunt mai multe proiecte inițiate în acești 3 ani și jumătate. Dacă ne uităm la câte proiecte au fost finalizate în o durată similară. Sunt foarte multe proiecte care au fost finalizate în acest mandat. Dacă ne uităm la perspectiva pentru viitor, avem toate fondurile necesare și sunt mai multe decât a avut Brașov oricând până acum. Totodată văd că, din păcate, o campanie cu care mă lupt este campania de dezinformare. Sunt foarte multe minciuni aruncate în spațiu public, foarte mult există doar lupa aceasta pe ce a făcut sau nu a făcut administrația Coliban, nu atât de mult pe ce facem pe mai departe. Ori oamenii au nevoie de niște lucruri simple. Oamenii vor o infrastructură de parcuri, de exemplu. Da?
cine e capabil să facă parcuri, cine a propus parcuri, cine a venit cu soluții de parcuri, cine a venit inclusiv de partea cetățenilor în lupta aceasta pentru parcuri. Putem extinde subiectul și la infrastructura pentru biciclete, și la mobilitate, la toate, la toate palierele. Și asta mi-ar plăcea să văd în astea trei săptămâni și jumătate. O discuție deschisă despre cum vedem mobilitatea și cum vedem Brașovul peste 5 ani, peste 10 ani de zile. Cum facem și ce facem fiecare pentru atragerea de investiții. Pentru că vrem să avem un oraș în care să ne rămână copiii și nepoții. Și pentru asta avem nevoie de locuri de muncă, avem nevoie să avem o strategie. Dezvolte, da. Ori Brașovul până în 2021 nu a avut o afirmare a unei strategii pentru dezvoltare economică. Tot ceea ce s-a întâmplat că au venit investitori, făcându-și propriile analize, dar nu că municipalitatea a făcut un efort în acest sens. Se atragă. Astăzi am avut o întâlnire cu un investitor din Germania. Mâine am o întâlnire cu un investitor important din Franța. Sunt investiții care fie vin la Brașov, fie vor să se dezvolte suplimentar față de ce au acum. Și investiții de care Brașovul are atâta nevoie și de fiecare dată cei cu care vor să se vadă, cel cu care vor să se vadă este primarul. Nu un director tehnic, nu altcineva, primarul, pentru că este garanția unei viziuni de dezvoltare și unei viziuni coerente. Și iată că în 3 ani și jumătate, în curând, vom deschide fabrica celor de la Deal Controls. Și este o investiție importantă, prima după foarte mulți ani de zile. Sunt câteva dintre elementele de care Brașovul are nevoie și pe care le pot garanta. Pentru că am un plan și din ce văd în oferta electorală și în discursul public, e singurul plan pentru un viitor. Și atunci alegerea trebuie să fie simplă. Mergeți spre viitor sau... Vă dezavantajează totuși o comparație la modul acela legat 20 de ani versus 3 ani și jumătate? Nu ai cum să compar lucrurile. Nu ai cum echitabil, pentru că am și zis, patru mandate ale precedentei administrații constituie un timp suficient cât să faci orice schimbare. Și Brașovul a trecut prin niște schimbări importante și este meritul fostei administrații, l-am recunoscut întotdeauna. Însă acum Brașovul a ajuns la un alt nivel. Are alte nevoi, are provocări mai mari și are nevoie de proiecte și de fonduri pentru a susține toate aceste lucruri. De altfel, brașovenii în 2020 asta au susținut. Că ceea ce s-a întâmplat timp de patru mandate a fost bun, dar s-a oprit. Avem acum nevoie de altceva. Ori, acest altceva îl ofer și l-am probat. De ce vorbesc despre întoarcerea în trecut? Nu doar din perspectiva aceasta a proiectelor, ci și a modului, a poziționării administrației locale între mediul de dezvoltatori imobiliari și cetățeni. Pentru că, inclusiv pe exemplu legat de parc, am propus un parc nou în zona centrală a Brașovului. Fosta administrație a propus blocuri acolo. Sunt lucruri simplu de înțeles, simplu de văzut. Unde era exact acest fosta platformă parc? Lubrifin Ius Lemexim. Da. Și am explicat foarte clar și public, am avut dezbateri publice, am avut inclusiv o ședință de Consiliu Local în care consilierii majorității nu au venit, dar au venit cetățeni care au pus întrebări. Toate lucrurile astea sunt disponibile pentru oricine vrea să se documenteze. Ați dori ca aceste planuri să fie puse în fața cetățenilor care să poată compara diferența de viziune, admițând că George Scripcaru a fost, la timpul istoric la care a fost primar, o variantă bună pentru Brașov. Da. Deci, acum, care și-a atins, potrivit principiului Peter, nivelul de incompetență, sau cum? Nu vorbesc în termenii ăștia. Cred că și-a atins maximul pe care putea să-l ofere Brașovului. De altfel, ultimul mandat al precedentei administrații a fost foarte sărac în realizări, în proiecte, deci, orice. Deci deja stagna, spuneți dumneavoastră. Deja stagna și dacă Brașovul. Ne uităm felul în care proiectele ar fi fost pregătite pentru finanțările din PNRR, ele nu existau. Proiectul de parc fotovoltaic nu exista nicăieri, l-am început de la zero. Proiect pentru spital de pneumo și infecțioase nu exista, l-am început de la zero. Proiectele de grădinițe și de creșe. Bun, acestea acum, sunt, nu se văd unele dintre ele, că de la zero înseamnă deseori de deja la minus, pentru că se fac. Deja se văd. O să vă invit, o să facem o conferință de presă tocmai pentru că a fost marota aceasta, parcul fotovoltaic nu există. Există, avem imagini și mergem la conferință de presă zilele următoare, o să facem la fața locului. Probabil unii se vor uita ca la girafă, vor spune nu există așa ceva. Grădinița din, sau cum făceau amerindienii când apărea o corabie și nu știau ce e aia și spuneau că nu există. În noua putem să mergem să vedem o grădiniță începută de la zero, nu exista și care acum a trecut de cota zero, deci este în dezvoltare. Ori toate aceste lucruri
pe de o parte, ziceam, de relația și de poziționarea față de comunitate. Am demonstrat 3 ani și jumătate că sunt alături de cetățenii Brașovului în lupta și în felul în care se dezvoltă orașul. Pentru că mai bine de 10 ani de zile, orașul a fost dezvoltat după interesul dezvoltatorului imobiliar, fără să aibă infrastructura de care oamenii au nevoie. E bine, în acești 3 ani și jumătate am arătat că pot să stau la masă cu orice dezvoltator imobiliar, să-i convingem să ne doneze terenuri sau chiar parcuri, în cazul parcului din Astra, și, pe de altă parte, să asigurăm o dezvoltare sau măcar principiile, bazele unei dezvoltări sustenabile. Ori, treaba asta mi-a creat foarte mulți dușmani. Și acum văd că s-au regrupat. Văd că legătura între blocul acesta cu care mă lupt, de partide mari și totodată un candidat cu experiență, legăturile lor cu zona imobiliară, cu o zonă a intereselor din sfera nevăzută a lucrurilor, este una directă, în felul în care se prezintă și cu lista de consilieri și cu tot. Deci, alegerea ar trebui să fie foarte simplă. Adică puteți arăta cu degetul numele acesta și acesta sunt legate de niște persoane cu interese concrete. Un candidat la Consiliul Local care venise în Consiliul ca dezvoltator și spunând că nu avem nevoie de regulament de construcție în pantă pentru dealurile din Brașov. Mai vine să vă bată cu armele dumneavoastră. Bun, o altă abilitate extrem de necesară unui politician, unui primar cu atât mai mult, este aceea de a crea majorități și, de fapt, și returile legate au fost legate în bună măsură de această majoritate ostilă. Ați început cu alianță USR-PNL, care la un moment dat s-a pierdut. Săptămâna trecută veniți la Brașov, liderii ai liberalilor au spus că ați căutat majoritatea, acolo ați căutat suport politic și nu e ceva rău pentru un primar să caute un suport politic. Ce faceți în continuare? Ca să nu mai există în cei 4 ani bani necheltuiți, că și asta se arată, bani nerambursați, da? Deci excedentul bugetar a pierdut fonduri nerambursabile și a blocat orașul. Ce face să aveți această majoritate? Până unde poate merge compromisul de dragul majorității și de dragul de a-ți vedea cu această majoritate trecută niște proiecte politice? Sunt 3 întrebări importante și o să încerc să răspund scurt la fiecare dintre ele. Compromisul pentru o majoritate merge până unde te lasă principiile, dacă ai principii. De asta, în 2020, ar fi fost cel mai simplu, dat fiind că aveam 3 grupuri politice reprezentate, să mă orientez către grupul cel mai mic, pentru că și vorba din popor, mai puține guri de hrănit, mai simplu, nu? În cazul de față, ar fi fost mai simplu să ofer un post de viceprimar și să am o majoritate cu PSD-ul, politic vorbind. Dar principial vorbind și ideologic, genul acesta de apropiere nu era posibilă. Drept pentru care a trebuit să locuiesc în aceeași încăpere cu animalul rănit, cu partidul care pierduse alegerile și care avea foarte multe resentimente din cauza aceasta. Firești. Totodată, un partid care de la început avea ca obiectiv să recâștige Brașovul. Asta cum se face? Nu se face colaborând în sensul construirii. Și ajutându-l pe primar să triumfe, să aibă mari realizări. Din păcate, s-a făcut blocând tot ce puteau bloca în speranța că la final vor spune nu s-a întâmplat nimic. Ei bine, brașovenii văd și sunt mai inteligenți decât aceste jocuri meschine politice și totodată brașovenii s-au implicat, pentru că prezența în sala de consiliu și luatul la rost sau prezența în dezbaterea cetățenilor a contat în formarea unor majorități de conjunctură. Ce sunt convins că va fi o cu totul altă distribuție pe scena politică din 9 iunie încolo. Măcar de când se vor valida noile mandate, că avem aceeași problemă. Dar votul cetățenilor este suveran, este sfânt. Și atunci cetățenii sunt cei care spun în direcția aceasta vrem să formăm, să susținem o majoritate. Și da, am făcut în acești 3 ani și jumătate foarte multe lucruri, am terminat foarte multe proiecte și am început altele. Dar aș putea mult mai mult de atât dacă voi avea o majoritate. Și este un mesaj pe care îl dau către brașoveni, pentru că cumva în contrapartită la ce s-a întâmplat cu această alianță care este non-ideologică, este oportunistă, nici nu mai are un motiv. Ni s-a spus că se unesc cele 2 partide mari ale României ca să se lupte cu extremismul. Cu ce extremism se luptă la Brașov? S-au unit să pună mâna pe putere și atât. În contrapartidă am venit cu o alianță care există la nivel național și la care a venit și FDGR-ul, Forumul Democrat German, care
Este o prezență respectată în spectrul politic local, au avut mandate de consilier local, din păcate nu și în ultima administrație, că atunci ar fi fost cu totul alta situație, da, probabil. Aveați altă geometrie. Acum avem o listă comună, o listă cu oameni integri, cu oameni competenți, cu oameni faini, cu oameni care sunt și reprezentanți ai spiritului revoluționar al Brașovului. Avem unul dintre liderii revoltei din 15 noiembrie 87. Avem oameni tineri, avem oameni cu experiență. Deci este, dacă vă apucați să vă uitați, dragi brașoveni, la lista aceasta, cred că... Și niciun dezvoltator imobiliar. Nu avem, și toată lista aceasta este o listă care susține direcția pe care am pornit. Și n-am o luptă cu toți dezvoltatorii imobiliari, ci cu cei care speculativ încearcă să dezvolte orașul fără să lase ceva de calitate în urmă. Vedem dezvoltări în zonele noi care sufocă efectiv orașul. Pe principiul după noi potopul, deci compromisul asta a fost merge o problemă. Compromisul merge până unde alegi să meargă. Și sper brașovenii să mă ajute să avem o majoritate care să nu implice vreun compromis după iunie. La o adică întindeți o mână spre liberali măcar? Mi-a spus întrebarea cu discuțiile pe care le-am avut. Apropo de ce s-a spus. Nu eu l-am inițiat, ca să clarific acest lucru. Au fost niște discuții în care eu de fiecare dată am spus o dezvoltare are nevoie de o majoritate de centru-dreapta. În spiritul acesta am și mers să fac o majoritate în 2020 după alegerile locale. O majoritate de centru-dreapta care nu poate să fie în același pat cu social-democrații, cu Partidul Roșu. Brașovul n-a fost niciodată roșu. Acum, dacă pui ștampila pe PNL, te trezești cu PSD. Asta e adevărul. La nivel local, e listă politic comună. Politic vorbind, o găselniță e listă foarte comună, bună. Votezi PNL, votezi PSD. N-ai ce să faci. Ai ce să faci. Ai o alternativă. Și atunci, discuțiile au fost tot timpul despre dezvoltarea Brașovului și proiectele Brașovului într-o formă în care sunt deschis să colaborez cu orice forță politică vrea să susțină acest lucru. Dacă vrei să susțini, în schimb, incompetenții în funcții și să faci scut în jurul lor, și am avut astfel de situații cu Rial, cu fosta conducere a Rialului, dacă vrei să blochezi proiectele Brașovului, n-am cum să am dialog cu tine. Oricât de mult v-ați dori să fiți primar și să faceți un proiect, nu treceți peste aceste principii. Nu, dar la final sunt convins că din iunie încolo lucrurile acestea se vor așeza, pentru că mulți așteaptă o reconfirmare a direcției spre care merge Brașovul și, de fapt, direcției spre care vor brașovenii să meargă. Și în cazul ăsta e o alegere simplă. Vrem să mergem spre viitor, spre drumul ăsta de recuperare a patrimoniului, de a face infrastructură pentru educație, pentru copiii noștri, pentru locuri de muncă și toate proiectele pe care le propun, sau revenim la un stil care era caracterizat de ranchiună, răzbunare și control politic, din care brașovenii n-au avut nimic de câștigat. Au avut de câștigat doar emulația aceasta, percepția unei administrări transpuse prin asfalt și spații verzi și panseluțe. Nu avem nevoie doar de asta, iar copiii noștri nu vor rămâne în Brașov doar pentru panseluțe. Vor rămâne dacă vor avea cultură, dacă vor avea calitatea vieții, dacă vor avea infrastructură de educație. Educație, sănătate. Proiectele astea sunt proiectele începute în actualul mandat. Acestea sunt proiectele Alen Coliban. Despre asta vorbesc când vorbesc despre planul de viitor. Și când se pune problema unui plan de viitor, foarte multă tăcere în partea cealaltă. Deci alegerea ar trebui să fie simplă. Să vedem cât de simplă va fi. Mulțumesc pentru prezență. Mai sunt câteva săptămâni de campanie. Vom afla multe și sper să fie și o etapă în care vom vedea concret viziunile. Ce înseamnă acest Brașov al viitorului, care se ancorează însă în prezent, că de aici începe construcția viitorului. Voi fi în fiecare zi să discut asta alături de brașoveni și de câte ori mă veți invita, voi fi prezent. Mulțumesc mult pentru prezență, succes, să câștige cei mai buni. Asta ne dorim cu toții. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la Capăt. Alen Coliban, primarul municipiului Brașov, candidat acum din partea Alianței Dreapta Unită și Alianței Uniți pentru Brașov, prezent la Nova TV. Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor.